Haideți să citim psalmul 3. Psalmul lui David, făcut cu prilejul fugii lui dinaintea fiului său Absalom. Doamne, ce mulți sunt vrășmașii mei, ce mulțime se scoală împotriva mea. Cât de mulți zic despre mine, o, mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu mi-nalți capul. Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară din toate părțile. Scoală-te, Doamne, scapă-mă, Dumnezeule, căci Tu bați peste obraz pe toți vrășmașii mei și zdrobești dinții celor răi. La Domnul este scăparea. Binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău. Amin. 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 Ce mi se pare fascinant la psalmi, eu mi-am propus anul ăsta să citesc mai mult psalmi și să-i studiez, este faptul că dacă citești psalmi la rând, găsești absolut orice stare prin care trece un credincios. Că e de bucurie exuberantă, extremă. Că e de descurajare până în fundul pământului. Ba chiar găsești psalmi care așa încep. Încep cu bucurie, laudă, și apoi coboară jos până în locuința morților, strigă, scapă-mă, scoate-mă, Doamne! Zice că e pe fundul mării atunci. Chiar așa folosesc unele expresii din asta. Și după aia iară Iisus, da? Și cred că cartea psalmilor ne este inspirată, dată de Dumnezeu, revelată de Dumnezeu, ca să ne fie o carte de călăuză, de povață, prin toate stările prin care trece un om. Și doi, cartea psalmilor este o carte care, acum sunt multe lecții, eu spun doar două, așa, introductiv. Cartea psalmilor este o carte care ne ajută să fim realiști. Uneori avem niște idei din astea foarte, foarte neadevărate, aș spune, niște idei iluzorii despre noi înșine, că viața de pocăință așa ar fi prin nori, totdeauna plutind, ceea ce nu este adevărat. Pentru că te uiți la niște oameni al lui Dumnezeu care nu au fost totuși în istoria poporului Israel, au fost niște oameni, niște piloni, niște puncte foarte importante, cum e David. Toți împărații după aceea se raportați la David. El n-a fost în cu totul ca tatăl lui David. El nu și-a dat inima cu totul Domnului ca tatăl lui David. El n-a ascultat ca tatăl lui David. Și când citești pe David, vezi că David avea niște stări din astea, zici că e un om necredincios la un moment dat. Și eu cred că lecția pe care Dumnezeu ne-o transmite e că, exact cum spune în Eclesiastul, să nu ne dăm câteodată prea neprihăniți. Nu că n-ar trebui să căutăm să fim neprihăniți, ci să nu spunem lucruri care nu sunt adevărate despre noi. Nu, și noi credincioși avem descurajări, și noi trecem prin necazuri, și noi suntem îngrijorați, și noi ne frământăm, și noi avem frică câteodată, și noi suntem în tot felul de stări. Și psalmii te ajută să ai realismul ăsta. Zici, mă, dacă Solomon, fiii lui Core, David, Moise, oamenii ăștia au trecut prin asemenea stări, înseamnă că un credincios are și momente din astea. Acum, avantajul enorm pentru noi e că putem să ne uităm așa în liniște și în pace la o seară de rugăciune, să ne uităm, să citim și să vedem, domnule, cum o experimentat ăsta într-o asemenea situație, cum a experimentat el pe Dumnezeu, cum a ieșit el, cum s-a gândit el, ce a fost în inima lui, cum s-a încurajat, ce a făcut el, da? Ca tu privind liniștit acum să stai să te gândești, a, deci în situația aia cam așa ar trebui făcut. Acum imaginați-vă că momentul despre care scrie David aici este momentul în care fuge dinaintea lui Absalom. Unul dintre cele mai tragice momente din viața lui David, pentru că Absalom a fost unul dintre fiii preferați al lui David, cărora David nu i-a spus cuvinte aspre toată viața lui, un bărbat foarte frumos, dar unul care i-a frânt, i-a străpuns inima lui David, pentru că spune Scriptura că s-a culcat cu neveste de sale înaintea soarelui, ca să-l pângărească într-un fel și să arate chiar o domnia, a luat și nevestele și scaunul și împărăția și tot. Da? Deci a făcut viața foarte amară lui David. Da? Și a fugit și vă aduceți aminte, chiar fugind de Absalom, el a dat poruncă ca să nu-l omoare pe Absalom. Deci te fugărește dușmanul, tu spui, dar nu-l omorâți. Deci era un fiu pe care îl iubea și avea un loc special în inima lui David și exact fiul ăsta îi face viața amară. Vă aduceți aminte la un moment dat că stătea la poartă acolo și aștepta pe ăștia care duceau la împărat. Ce probleme ai avut pe asta? Ce ți-a spus împăratul? Asta. A, dacă aș fi eu împărat.
Și într-un fel câștiga inima poporului în felul ăsta, sabotându-l pe taicăsu. Deci nu sabota pe un dușman, îl sabota pe tatăl lui, da? Pentru că își dorea scaunul de domnie. Acum, David scrie psalmul, că scrie, spune aici că a fost scris cu prilejul fugii lui dinaintea fiului său Absalom. Deci într-un dintre cele mai grele momente din viața lui David, David își varsă sufletul înaintea lui Dumnezeu și îl varsă în scris. Scrie exact cum a experimentat el situația respectivă. Și aș vrea să vă schițez pentru început că sunt trei mari porțiuni în textul ăsta. La început David prezintă răutatea dușmanilor lui, când zice ce mulți sunt vrășmașii mei, ce mulți se scoală împotriva, ce mulți zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Apoi de la versetul 3 schimbă registrul și vorbește despre rezistența lui duhovnicească în toată situația respectivă și vom vedea ce presupune lucrul ăsta. Cum poți să treci prin necazuri? Ce ar trebui să fie în inima ta? Ce poate să fie în inima ta ca om duhovnicesc? Și în ultima parte, la versetul 7 și versetul 8, avem rezolvarea divină, da? Când Dumnezeu intervine și rezolvă situația. Dar atenție, Dumnezeu încă nu rezolvase situația. El vorbește cu siguranță ca și cum lucrurile ar fi rezolvate. El zice așa, că și tu bați la timpul prezent, tu bați peste obraz, tu zdrobești dinții celor răi, la Domnul este scăparea. Da? Deci el vorbește ca și cum lucrurile erau rezolvate. Și foarte important lucrul ăsta, pentru că el prevede, da, presimte, el prorocește într-un fel că lucrurile se vor rezolva, nu vor rămâne așa. Și vom vedea imediat de ce. Bun, ne uităm la prima parte, la răutatea sau rebeliunea sau răzvrătirea dușmanilor lui. Zice el, în versetul 1, descrie demersul oponenților lui. Doamne, ce mulți sunt vrășmașii mei. Atenție, printre vrășmașii ăștia era și fiul lui. Da? Dar s-au coagulat cu fiul lui mai multe personaje ca să-l detroneze. Evident că ăștia credeau că o să aibă ceva de câștigat dându-se de partea lui fiul. La fel cum a făcut apoi când să fie înscăunat Solomon. Un alt fiu de-al lui David vrea să ia scaunul, deși scaunul era pentru Solomon. Și iarăși câțiva din oameni de bază al lui David s-au dus cu el că s-au gândit că o să aibă ceva de câștigat din treaba asta. Bun. Deci este demersul oponenților. Se ridică împotriva lui, se scoală împotriva lui David, împotriva regelui. Un rege după inima lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a pus pe scaunul de domnie. Deci în momentul în care citim în Sfânta Scriptură că cineva face ceva față de David, care era un împărat pus de Dumnezeu, în mod implicit citim că făcea ceva față de Dumnezeu. Și vedem cam același gând într-un fel în noul legământ transpus când Sfânta Scriptură vorbește despre cineva care face cel mai mic lucru pentru unul dintre frații Domnului Iisus Hristos. Domnul spune, mie mi-l face. Deci principiul ăsta reprezentării funcționează în toată Biblia. Dacă e un om al lui Dumnezeu, ce face omul lui Dumnezeu, îi face lui Dumnezeu, da? Iarăși, pilda respectivă în care Domnul spune, Doamne, când ți-am dat noi? Când am fost la tine în închisoare? Când am avut grijă? Când te-am îmbrăcat? Când te-am văzut gol? Și așa mai departe. Zice, ori de câte ori ați făcut lucrul acesta unora din frații mei, mie mi le-ați făcut. Așadar, pentru noi, prima lecție importantă este că ar trebui să avem foarte mare grijă și cui facem bine, dar mai mare grijă când avem tendințe sau impulsuri din astea de a ne, ce știu, răzbuna sau revanșa sau a echilibra noi puțin lucrurile cu cineva care a făcut rău și considerăm noi că ar trebui să reacționăm rău. Ceea ce nu este acceptat în Sfânta Scriptură în niciun caz. Bun, ce mulțime se scoală împotriva mea? Și apoi, foarte interesant, după ce descrie demersul oponenților lui, prezintă David descurajarea unor observatori. Aici parcă se schimbă, vorbește despre alți oameni. Că zice, cât de mulți zic despre mine. Acum David nu i-a ascultat pe dușmanii lui. Că ăștia erau duși în răscoală, el fugea acum. Erau alții care observa situația. O, David a fost dat de pe tron. Hopa, ce poate să însemne lucrul ăsta? Și vom vedea că ispita asta de a te pronunța când un om trece printr-un necaz e foarte mare. E foarte mare. Zice, cât de mulți zic despre mine, ce concluzie au tras oamenii? Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Gata, ăștia știau deja planurile lui Dumnezeu. Tainice. Gata, știa. O, dacă da, gata, clar. Dumnezeu are planul ăsta. N-avem de să știm. Vă aduceți aminte de ucenici? Este un nor. Și ucenici întreabă, Doamne, cine a păcătuit? El? Sau părinții lui? Da? Pentru că mintea lor era, e clar, dacă aici e o problemă, e clar. L-a bătut Dumnezeu. Păi cum să fi păcătuit el dacă era din naștere așa? Da, era absurd întrebarea. Dar asta era o întrebare pe care eu moșteniseră de la tradiția fariseilor. Pentru că farisei, asta era teologia lor. Îți merge bine, înseamnă că ești în regulă cu Dumnezeu. Nu îți merge bine, înseamnă că nu ești în regulă cu Dumnezeu. Ceea ce e fals! Pentru că vedem în toată Sfânta Scriptură credincioși care trec prin necazuri. Chiar ni se spune că în împărăția lui Dumnezeu
Trebuie să intrăm prin necazuri. Toți cei ce vreau să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți, da? Deci nu suntem scutiți. Mai ales, zicem, suntem ca niște oi trimiși în mijlocul lupilor. Ce te aștepți cu oile să distreze în mijlocul lupilor? Să o ducă foarte bine? Lupii ce fac cu oile? Le zmotocesc o leacă, da? Nu li peri. Li zmotocesc și li mănâncă. Pentru asta, lupul pentru asta vine. Să jefuiască, să ucide și să prăpădească. Asta e treaba lupului. Deci în Sfânta Scriptură nu vedem ideea asta, numită Evanghelia Prosperității. Trebuie să fii bogat, sănătos și toate lucrurile să-ți meargă bine, înseamnă că ești în regulă cu Dumnezeu. Dacă nu ești bogat și nu ești sănătos, înseamnă că nu ești în regulă cu Dumnezeu. Fals, foarte fals. Și este ispita asta și vedem lucrul ăsta chiar și la oamenii credincioși, numai la oameni din lume. Dacă îi se întâmplă cuiva un lucru rău, zice, l-o bătu Dumnezeu. Dar de unde știi tu? Dar de unde știi tu? Și lucrul ăsta parcă l-am moștenit și noi. Ah, știu eu că i-am făcut niște lucruri. De asta i s-a întâmplat. Nu! Dacă stai să te gândești bine și iei pe fiecare parte, la toți se întâmplă lucruri rele. La toți! Deci nu e așa, e o lecție din asta. Ah, dar este o plăcere din asta, o plăcere malefică, cum zicem, să moară jucapra vecinului. Bă, am trecut-o prin necaz, dar trece și el. Ah, o da Dumnezeu cu el de pământ. Nu e așa. Și cred că psalmul ne învață că ar trebui să fim atenți la lucrul ăsta. Știți ce e interesant? Pe deasupra necazului fizic prin care trece David, că i-a luat tronul, îl fugărea, da? Fizic, era un necaz. Și pe deasupra necazului psihic și emoțional pe care l-avea datorită faptul că era fiul care făcea treaba asta, mai vin și ăștia și aduc deasupra și un necaz spiritual. Zic, aici e ceva spiritual, o lecție spirituală pe care ar trebui să o înveți tu. Ai o problemă cu Dumnezeu? Nu mai ai scăpare la Dumnezeu. Gata, te iarzi. Cam asta e ideea. Da? Și vedem lucrul ăsta. Și să avem grijă. Să nu, când oamenii trec prin necazul, nu ne aducem noi necaz în plus. Pe lângă necazul pe care îl are, că cea mai mare suferință nu e suferința fizică. Cea mai mare suferință e suferința spirituală. Spuneți-mi voi, dacă te demoralizează cineva și te convinge că nu mai ai scăpare la Dumnezeu, ce-ți mai trebuie? Nu-ți mai trebuie? Ai totul. Dacă nu mai ai scăpare la Dumnezeu, atunci la cine mai ai scăpare? Deci asta încearcă oamenii ăștia să facă. Încearcă cumva să bage frica în David, dar în relație cu Dumnezeu, cumva el are probleme, nu doar cu fiul său, nu doar cu dușmanii lui, ci cu Dumnezeu. Ești terminat, ești gata. Da? Bun. Și se întâmplă lucrul ăsta. Asta e realitatea. Pe lângă necazurile pe care le avem, uneori oamenii prin lecțiile spirituale pe care ei le extrag de acolo, de fapt, te îngroapă mai tare în necazul tău. Că suferința lăuntrică, spirituală, a ști, a crede că ești lepădat de Dumnezeu, e crunt. E crunt să crezi așa ceva. Și ăștia tocmai asta spun aici. Nu mai scăpa la Dumnezeu. Gata, Dumnezeu te-a lepădat, te-a abandonat. Bun. Și... Și mei. Da, du-te om al sângelui și așa mai departe, dar se ocupă și de el după aceea. Da. Apoi avem la versetul 3, descris foarte frumos, David rezistă la toate situația asta. Dar rezistă într-un mod duhovnicesc. El nu zice, când e și mei, ziceți, mă duc să-l execut, lasă că poate Domnul l-a pus să blasteme. Păi zice, băi, tu ești împărat, tu lași tu cârpile astea, scursurile astea societății să vorbească așa, pe tu ești împărat sau ce ești? Du-te și închide gura definitiv. Dă-i capul jos la picioare și nu mai vorbește via. Putea să facă asta. Că ăsta mergea odată cu ei și făcea gargară în timp ce fugea David. Dar David nu face treaba asta. Are o rezistență în situația asta duhovnicească. Și ăsta e aspectul asupra căruia vreau să mă aplec mai mult, pentru că e foarte, foarte important ca să învățăm cum noi să trecem prin necazuri. Că noi ne uităm la David, nu în cazul de ce, a, uite ce a făcut David. Să învățăm ce să facem și ce să nu facem. Și primul lucru pe care îl descrie David din rezistența asta duhovnicească a lui este că el se ancorează în protecția suverană a lui Dumnezeu. Zice așa, cât de mult zic despre mine, nu mai este scăpare pentru ei la Dumnezeu și ascultat. Dar tu, Doamne, deci oamenii zic așa despre mine că Dumnezeu nu mă mai scapă, dar tu, Doamne, în contrast, dar tu, Doamne, tu ești scutul meu, tu ești slava mea, tu mi-n alți capul. Deci el în toată situația, când toți se îndreptau împotriva lui, el își ridică ochii spre Dumnezeu. Foarte simplu. Și el crede că protecția lui totală, că scutul ce face? Scutul te protejează. Da? Tu ești slava mea, asta arată onoarea. Că aici nu era doar o chestiune că el era în pericol de moarte, David, ci era și făcut de rușine. Adică, băi, ți-o lua nevestele, s-o culca cu ele în fața întregului Israel, spune Sfânta Scriptură, te-o bajocorit. Da, și David spune, slava mea nu e la mine, că am eu slavă de împărat, că sunt eu mare și șmecher. Ci slava mea cine-i? Dumnezeu e slava mea. Cu alte cuvinte, noi nu avem nicio strălucire de la noi înșine. Noi nu avem nicio protecție de la noi înșine. Chiar stăteam și mă gândeam și povesteam într-o seară, cred că acum cu soția, cu Cristina. Ideea că noi suntem în siguranță, o idee foarte falsă. Sunt oameni care s-au negat în somn înghițându-și limba.
Înțelegi? Ideea că sunt asigurat, tot e pus pe foc. Tu nu știi când explodează centrala aia, tată. Nu știi. Poți să ia foc casă. Se pot întâmpla un milion de lucruri. Acum, într-o zi, s-a jucat Nathan pe scara asta pe care o construit acum și-o căzut de sus, așa, în jos, până spre geam și s-a oprit acolo. Păi dacă venea cu viteza cu care veni și se făcea praf în geamul ăla, totdeauna suntem la risc. Ce tu poți să-i păzești? Te-ai întors, pac, s-o sui pe scaun și-o picat în cap în grezie. Nu poți. Ideea că noi suntem în siguranță e falsă. Dumnezeu este scutul nostru. Dumnezeu este protecția noastră. Nu că, dar noi punem lucrurile la punct că ține de noi. Dar la urma urmei, Dumnezeu e cel care ne protejează și ne păzește. Nu noi. De asemenea, onoarea asta, nu știu dacă ați văzut oameni care cred că au așa un fel de glorie din asta personală. Să consideră ei cineva. N-avem nicio glorie de-a noastră. N-avem nicio slavă de-a noastră. Slava noastră cine? Dumnezeu. Dacă l-avem pe Dumnezeu, avem o glorie fiindcă l-avem pe El. Dacă nu, n-avem nimica. Că totul e de la El. Tot ce e frumos în noi vine de la Dumnezeu. Dar tu ești slava mea și tu mi-n alți capul. Acum era cam rușinat. Că asta e ideea. Când stai cu capul plecat, înseamnă că ești rușinat. Și el zice, las că vine vremea când, dacă Dumnezeu vrea să ridic capul, o să ridic. Dacă nu vrea să ridic, nu o să mai ridic. Ce pot să fac? Ce putea să fac El? Deci înțelegi? Ce le aduce? Și Dumnezeu ne aduce la situații limite de multe ori ca să înțelegem. Că El e scutul nostru, El e slava noastră. Dacă El vrea să ne ridice capul, ne ridică, dacă nu, ne-l ține în pământ. Înțelegeți? De asta ne aduce Dumnezeu de multe ori. Să învățăm lucrul ăsta, că El este. Și El de trei ori zice, tu ești scutul meu, tu ești slava mea, tu îmi înalți capul, da? Deci se ancorează în această lucrare, protecție suverană a lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl face David este să se folosească de rugăciune, da? Și în versetul 4, într-un fel să arată această putere a rugăciunii. Și în Noul Testament aflăm că mare putere are rugăciunea fierbinte acelui neprihănit. Da? Este o putere a strigătului nostru către Dumnezeu, că zice, eu strig, acum în necazul ăla striga, eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde. Păi încă nu îi răspunsese, dar el era sigur că rugăciunea are putere și asta trebuie să fie în mintea noastră. Când trec prin necaz, unul, mă ancorez în Dumnezeu, mă reazem pe Dumnezeu, să leg că El e protectorul meu și doi, mă folosesc de această armă fantastică pe care mi-a dat-o Dumnezeu să mă rog, simplu, să mă rog, să strig către Dumnezeu. Să strig către Dumnezeu. Eu strig cu glasul meu către Dumnezeu, simplu spun. El îmi răspunde din muntele lui Cel Sfânt. Evident, el fugea acum de muntele lui Cel Sfânt, era fugărit. Muntele lui Cel Sfânt este locul în care era prezența lui Dumnezeu, Sionul, cortul întâlnirii. Asta e muntele lui Cel Sfânt sau cortul lui Cel Sfânt sau templul lui Cel Sfânt. Vorbește despre prezența lui Dumnezeu și el acum era fugărit din prezența lui Dumnezeu. Deși era fugărit din prezența lui Dumnezeu, zice, totuși Dumnezeu mă ascultă. Totuși Dumnezeu mă ascultă. Adică ăștia chiar dacă s-au dus în Ierusalim să ia monarhia din mâinile lui, să ia stăpânirea, Dumnezeu tot a rămas acolo. Pe Dumnezeu nu l-a putut scoate. Nu a putut să scoate pe Dumnezeu pe muntele lui Cel Sfânt. Zice, o să-mi răspund, dar de pe muntele lui Cel Sfânt. Da? Și al treilea lucru pe care îl spune David, ce m-a fascinat de fapt pe mine cel mai mult la psalmul ăsta, deși trebuie să ne fascineze toată Biblia, e pacea lui spirituală pe care o are. Ia auziți. Acum e fugărit, da? Nu e în casă la el, nu e cu nevestele lui, nu e în palat, nu are mâncare pe masă, nu e căldură, nu slujitorii lui ca să-i facă cu evantaiul. Nu mai, o pierdut tot acum. E în fugă, în călătorie. Și auzi, zice așa. Mă culc. Unde te culci? Unde te culci? În necazul ăsta, nu știu dacă dumneavoastră, eu am câteodată, stau, măi, unu jumate, două, dacă-ți frământa cu câte o chestie, dar banal, a doua zi dimineața mă gândesc, băi, eu mint în cap. Tătă ziua după aia somnambul, buimac de cap, că am stat noaptea și m-am gândit două ori la un lucru la care nu puteam să fac nimica. Practic, dacă stau în pat și înfrământ capul, e clar că nu pot să fac nimica, că de-aia stau în pat, nu? La ce mai îmba capul? Înțelegeți? Da? Și David zice, el care se afla într-o situație mult mai gravă decât asta. Corect? Zice, mă culc și foarte important. După ce se culcă, ce face? Adorme, mulți oameni se culcă, dar nu mai adorm. Că se învârt acolo ca rotorul. Da? E tulburat, nu știu, poate fiecare dintre noi se întâmplă lucrul ăsta. Și spune, în ciuda acestei situații, el se culcă, adoarme și mă deștept iar. De ce ne deșteptăm? Atenție! De ce se culcă, de ce reușește să adoarme și de ce reușește să trezească? Căci Domnul este sprijinul meu. Adică n-ai putea să deschizi dimineața ploapele decât cu puterea lui Dumnezeu. El te face să te trezești. Evident că El te face să te trezești. Nu vă aduceți aminte când Saul, care este împărat, cu armatele, cu tot, în colaborare cu zifiții câteodată, cu toți dușmanii lui David, să duc și îl împreșoară pe David.
Te-ai fi așteptat ăsta să-l facă pulbere, să-l prindă ca pe un purece. Chiar David spune, urmărești un purece. Ce încerci să faci? Și de două ori David, cu toată armata lui, cu toți păzitorii lui, putea să-l omoare și să ia viața. De ce? Pentru că Dumnezeu este cel care e și în controlul somnului. Doar somnul, dormeau ăștia, toți soldații, tot acolo, nimeni nu a auzit. Putea să facă ce vrea el. Tăiat, păi să stai ăla, haina, să nu te trezești. Păi dacă sfoiești cineva în mine, sus, gata. Imagine, Dumnezeu este în controlul somnului. Dacă m-am pus în pașa, am adormit, e fiindcă Dumnezeu vrea să adorm. Dacă m-am trezit iarăși, e fiindcă Dumnezeu vrea să adorm. Deci ce David spune aici este că ancorarea lui în Dumnezeu, el se baza pe Dumnezeu, i-o da lui Dumnezeu necazul lui, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre și acum s-o pus și s-o culcat. Ce mai putea să facă el altceva? Practic nu mai putea să facă nimic, da? Deci este o lipsă de frământare în inima lui, o lipsă a frământării care se datorează faptul că el se rezema pe Dumnezeu. S-a ancorat în Dumnezeu. Era agățat, rânat de Dumnezeu. De asta era lipsit de frământare. Nu că nu avea probleme. Acum, dacă toate lucrurile îți merg bine, să spui, bă, n-am nicio frământare. Crezi eu că n-ai nicio frământare. Și lucru grozav, că n-ai nicio frământare când toate lucrurile merg bine. Dacă nu-ți merg bine și n-ai frământare, atunci, într-adevăr, e un lucru grozav, nu? Și nu doar care pacea lui spirituală e descrisă și prin lipsa frământării, dar și prin lipsa fricii. Ia auziți. Nu mă tem, deci nu doar că dorm liniștit, dar nici nu mă tem. Atenție, el nu spune nu mă tem și nu fug. Fugea, dar nu se temea. Bă, spunea, spune, băi, clar, aici a fost ceva care l-a obligat să fugă, da? Dar ce nu mă tem? Nu mă tem de zecile de mii de popoare. Clar că exagerează David aici, dar spune și dacă ar fi tăiați adunați aici, toate popoarele adunate, eu nu mă tem. Deci dacă necazul ar fi de o dimensiune incomensurabilă, n-ai putea să măsori cât de mare ar fi necazul, eu nu mă tem. De ce? El se baza pe Dumnezeu. Nu doar zice, nu mă tem de 10.000 de popoare care mă împresoară, i-au zis, din toate părțile, pentru că el avea experiența împresurării din toate părțile cu Saul, fiind scăpat de atâtea ori de Dumnezeu. Un zvon a venit deodată. Bă, dar cum a venit zvonul exact când să-l prindă pe el? Că filistenii au atacat. Cum de a venit zvonul exact atunci? Clar că Dumnezeu era în control total și tot s-a risipit. Dar el știa ce înseamnă să fii împresurat, avea experiență cu împresurarea. Da? Avea experiență cu împresurarea, zice, nu mă tem, 10.000 de popoare care mă împresoară din toate părțile. Nu mă tem, aveam o lipsă a frământării și o lipsă a fricii. Asta este pace spirituală. Pacea spirituală asta este. Când te bazezi pe Dumnezeu, nu zici, aia, las că am eu, știu eu, niște doctori, niște oameni, niște, nu știu ce, rezolvăm noi situația. Nu! Când te-ai ancorat în Dumnezeu, dar te folosești de tot ce poți, dar te ancorezi în Dumnezeu, că numai El poate să-ți dea pacea asta. Numai El poate să dea pace. Sunt o grămadă de oameni bogați în lumea asta, putrezi de bogați. Sunt oameni care ar putea să învârtă orașe întregi cu banii lor, cu influența lor, cu popularitatea lor, poate țări întregi și n-au pace. Și n-au liniște. Și ce folos? Ce folos te pui în pat, într-un pat din ăla mare ca de împărat și nu dormi în el? Și nu s-a tăiat case? Nu s-a tăiat oameni așa? A avea liniștea asta duhovnicească este un har de la Dumnezeu. Vine direct de la Dumnezeu. Și a treia parte este rezolvarea situației pe care David o prevede, dar încă nu îi, practic. El nu are încă rezolvare, dar el știe că va veni o rezolvare. El știe că va veni o rezolvare. Și rezolvarea asta, el o descrie în felul următor, versetul 7. Solicită din nou avutorul lui Dumnezeu, că zice, scoală-te, Doamne, scapă-mă Dumnezeule. Da. Apoi îți prezintă nu doar solicitarea lui, ci și sancționarea acestor indivizi care i-au făcut rău, zice, că tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei. Ce înseamnă să bați pe cineva peste obraz? E o formă de jignire, de umilire. Da, eu cu palme, pacu. Da. Și zice David, las că o să vină vremea când Dumnezeu nu zice, el nu zice căci eu o să-i bat pe obraz pe toți vrăjmașii mei. Ci zice căci tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei. Și acum știți, când Dumnezeu bate pe obraz, el știe să bată bine. Da, el știe să bată bine. Și mai mult zice și zdrobești dinții celor răi. Sunt niște metafore aici. A bate peste obraz e semnul de a-l face de rușine. A zdrobiți dinții cuiva, ce face cu dinții? Ce faci cu dinții? Mănânci! Dar aici ăștia mâncau pe cine? Pe David îl mâncau, da? Este o imagine, da? O metaforă, cum câinele mănâncă ceva. Deci lasă că Dumnezeu o să se ocupe el de proteza ta, o să se ocupe el de dinții voștri și o să vi pilească bine. O să vi zdrobească, ca să nu mai aveți. Și nu știu dacă ați văzut persoane la care le-au căzut, avea bunică care mai cădea proteza și rămânea cu gingia goală, știi? Cam așa și ăștia. Vine dulăul la tine și când deschide gura,
n-are niciun Didi. Cam așa, cam asta e imaginea pe care o prezintă pe dușmani. Lătrați voi după mine, mușcați voi, dar las că se ocupă Dumnezeu de voi. Și vă face de rușine și o să o să vă ia Dumnezeu maxilarul. Am văzut o imagine de asta filmată reală. Era un dulău cu un câine mic care se certau la gard. Era un gard între ei, din ăsta care se trecea automat. Lătrau ăștia acolo, hai de mine. Dezastru, lătrau ăștia de numai. Și stăpânul casei sau cine era acolo dă apas pe telecomandă și se deschide gardul. Amândoi au luat-o în direcție opuse. Cam așa văd eu că era cu ăștia. Toți ăștia, gargară mare, nu știu ce. Când Dumnezeu intervine, gata, s-o termina. Nu mai avea niciunul dinț de mâncat. Da? Și Dumnezeu se poate ocupa și nu doar că se poate ocupa, se ocupă de lucrul acesta. Da? Deci vorbește de sancționarea acestor oameni și în final vorbește de scăparea lui. Și zice, la Domnul este încheie într-un fel și prezintă, după ce își prezintă cerința lui, da, cererea lui către Dumnezeu, scoală-te Doamne, scapă-mă Dumnezeule, apoi își prezintă convingerea lui, da, tu bați peste obraz, bați pe obraz pe toți vrășmașii mei și zdrobești dinții celor răi, vorbește despre ei și acum își prezintă convingerea lui cu privire la sine. La Domnul este scăparea. Binecuvântarea ta să fie peste poporul tău. Interesant, de ce zice el binecuvântarea ta să fie peste poporul tău? Că aici era o problemă cu David, nu cu poporul. Păi ideea este că David era un împărat ales de Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Și dacă David suferea, implicit, suferea poporul lui Dumnezeu. Și așa era realitatea, că ăștia care vreau să-i uzurpe tronul lui David nu erau niște oameni care urmau să domnească tare bine. Da? Evident, când pui mâna pe tron în felul în care pui, arată și felul în care o să domnești după aceea, nu? Dacă ești un mafiot în felul în care ajungi acolo, cum o să fii după aceea? Evident că tot în felul ăsta, da? De asta el spune, la Domnul este scăparea ta, binecuvântarea să fie peste poporul tău. Pentru că odată cu eliberarea lui David și cu scăparea lui David din necazul ăla, se simte binecuvântare în popor. Și aici este o lecție și pentru noi. Că noi zicem și când e bine și când e rău. Băi, e treaba mea. Că dacă am făcut o treabă sau am făcut ceva sau am spus ceva și nu știu ce, e treaba mea. Păi nu-i mai treaba ta. Că în momentul în care faci parte dintr-o adunare, când faci parte din poporul lui Dumnezeu, oamenii ce zic? Uite, pocăiții. Nu zice pocăitul, ci zice pocăiții. De ce? Pentru că el te asociază pe tine cu ceilalți pocăiți. Și așa e normal să facă, nu? Că zice că suntem un trup. Simțim unii cu alții, lucrăm unii cu alții, da? Așa este normal. Păi, dar Dumnezeu vostru așa, oamenii bajucuresc, pentru că nu mai e singur. Da? Ei, dar și când ții bine ție, da? Am zis, Doamne, multe s-au și-au făcut. Bă, uite pocăiții ce se ajută, uite pocăiții ce... Păi, oamenii și de o parte și de cealaltă, și când e bine și când e rău, trag concluziile astea. Și așa este. Și e bine că trag concluziile astea, că așa este. Pentru că dacă eu sunt într-o stare bună spirituală, vă influențează și pe voi. Dacă sunt într-o stare rea spirituală, vă influențează din nou și pe voi, da? De fel cum e un tată sau o mamă în casă. Cum zic, starea lor lăuntrică o să se reverse spre copiilor. La fel cum e un fiu în casă care e răzvrătit sau e rebel sau e bețiv sau e hoț sau nu știu cum. Tulbură toată casa. Nu doar el e tulburat. Nu zice, a, dar ce treaba mea? El e hoț, e curvar, e treaba lui. Păi nu e așa. Că tulbură toată casa. Nu toți, când dacă îți bate poliția la ușă în continuu, nu zice, are treabă numai cu el. Nu e așa. Toată lumea simte, da? Este o comunitate acolo și așa este în cazul acesta. Deci avem trei prezentări în psalmul ăsta care sunt cronologice. Întâi descrie răutatea dușmanilor lui, apoi el descrie rezistența lui duhovnicească la toată situația asta și am văzut cum rezistă el și face bine și noi să învățăm pentru că trecem prin tot felul de necazuri pe pământul acesta. Și apoi este rezolvarea divină pe care Dumnezeu o pune întâi în sufletul lui David. Întâi o are în suflet, când nu avea practic. Dar întâi el o avea deocamdată în suflet aici și el prevede că Dumnezeu va rezolva lucrurile. Și Dumnezeu să ne ajute să ne plecăm ochii asupra acestui psalm. Este un psalm foarte important care descrie felul în care un credincios trece prin necaz, când este împresurat, când are probleme, când are situații, suferințe. Fie din partea oamenilor, fie chestiuni care țin de vitregiile vieții acestea. Amin. Amin. Că e interesant că psalmul cam așa merge. El se culcă și adoarme după ce se roagă. Că dacă nu te rogi să învârtea în pat, scuzați-mă, în iarbă, în boschet, eu știu unde se învârtea el, în peștere sau unde era. Se învârtea de numa. Da, în peștere. El zice, eu stric cu glasul meu către Domnul și el îmi răspunde de muntele lui cel sfânt. Deci el a fost umplut de pace în rugăciune. El nu a fost un plus de pace stând așa, punk,
Gândindu-se. I-a venit toată pacea, da. Cât, cu cât se gândea mai mult la necaz, îți fugea pacea. Nu-ți venea pacea. Deci dacă stai să te gândești la necaz mai mult, nu-ți vine pacea. Îți dai seama cât de greu e, pare mai imposibil, mai mare. Și adevărul ăsta este, un necaz se micșorează în mintea ta cu cât îl vezi pe Dumnezeu mai mare. Cu cât Dumnezeu pleacă din capul tău, de asta a spus, depinde de rugăciune, într-adevăr. Este un lucru foarte important asta. Depinde de rugăciune. Pentru că numai în rugăciune încep să mă gândesc la măreția lui Dumnezeu. Când stau și discutăm noi unii cu alții, ce s-a întâmplat, ce nu știu ce, discutăm, ne frământăm, ne zbatem, ne gândim la soluții omenești și ne... Da? Da. Dar când te rogi, ești obligat să te focalizezi asupra cui? Asupra lui Dumnezeu, că lui te rogi. Și când te rogi lui Dumnezeu, nu poți să scoți din calcul. El e suveran. El e în control. El e puternic. El știe toate lucrurile. Ei, și lucrurile astea îți turnate într-un fel în sufletul tău. Îți hrană pentru sufletul tău. Și te ridică și îți îndreaptă spatele. Și îți ridică capul. Da? Și îți înseninează fața. Evident că, într-adevăr, lucrul acesta depinde enorm. Aș spune esențial de rugăciune. Esențial de rugăciune. De asta eu cred că Satana se va lupta cu orice chip. Cu orice chip să nu ne rugăm. Să ne rugăm cât mai puțin. Da. Cât mai puțin. Eu am făcut o tranzacție cu nevastă mea. Nu-i nicio laudă că iau, mai mult iau făcut tranzacție cu mine. Ea trebuie să aibă grijă de ăsta micul noaptea. Eu trebuie să mă trezesc primul dimineața. Dar vă spun, cele de când m-am mutat aici, cred că sunt cele mai frumoase momente din toată ziua. Când dimineața ai liniște și poți să stai tu liniștit. Acum sunt obligat să mă trezesc. Să... Dacă și-a doarme și doarme vă o oră, două, e aur. Aur timpul ăla. Vezi cum răsare soarele. Poți să deschizi Biblia, poți să te rogi, să-ți înalți inima către Dumnezeu și nu-ți dușmanii la capul tău. Dacă nu facem, dacă nu ne rugăm în liniște și în pace, că nu-s lucrurile astea asupra capului nostru, apoi dacă nu ne facem disciplina asta acum, ce credem noi că o să ne apuce deodată, atunci nici mai gândești rațional. Vorba lui Ștefan, de unde s-ai tu luciditatea? Păi el avea luciditatea aia, că el avea o experiență de rugăciune. El nu s-a apucat să roage atunci când avea necazuri. El se ruga. De asta are și atâția psalme, atâtea revelații de la Dumnezeu. Dumnezeu nu dădea revelații, el stătea la calculator. Doamne, am deschis, cu tastatura pe ebraică, zi. Și tasta psalm. Nu. El a trecut prin experiențe cu Dumnezeu, el avea o viață de rugăciune cu Dumnezeu. Umbla cu Dumnezeu. Cred că e foarte importantă observația pe care ați făcut-o. E crucială. Rugăciunea, importanța rugăciunii. În viața personală. Să ne facem timp. Dacă nu ne facem timp, ne face Dumnezeu. Să dăm prunci și să faci timp de rugăciune, berechet, ai timp să te rogi, din numai. Da. E de râs, dar eu cred că e un har de la Dumnezeu. Nu ești disciplinat în rugăciune, las că-ți fac eu timp de rugăciune. La un moment dat, mama mea spunea, n-avea timp, cum? Nouă prunci, n-ai timp, nici să te rogi. Nici. Și Domnul i-a dat hernie de disc. O sta 6 luni la pat. A ajuns în spital, o sta 6 luni la pat și după a văzut, nu muri niciun prunc. Nu s-a umplut casa de șobolani. Nu s-a îmbolnăvit nimeni. Mâncare se făcea. Oamenii mâncau. Mergeau în continuare la școală. Toate lucrurile mergeau. Și-a făcut așa un moment, băi, stai mă, că lucrurile de fapt, lumea asta nu stă pe mine. Prispinarea mea. Și-a început. A avut timp de Biblie atunci și de rugăciune și ea a spus cu curaj. Dom'le, acum am avut timp de Biblie și de rugăciune. Că toți ziceam, n-am timp. N-ai timp? Nu. Crezi tu că n-ai timp? Vă întreb, care-i timpul cel adevărat? Care-i timpul adevărat? A cui e timpul? Când zice, n-am timp. Dom'le, a cui? Unii timpul ăla? A cui e timpul ăla? Timpul e creat de Dumnezeu. Timpul e creat de Dumnezeu. Și timpul adevărat e timpul trăit cu Dumnezeu. Timpul experimentat cu Dumnezeu. Nu timpul gol petrecut aiurea. Da. Domnul să ne ajute să gândim serios la lucrurile astea. Că sunt lucruri foarte importante. Sunt lucruri de viață, de fapt. Sunt lucruri de viață.